Trebuie să arătăm și copiii? Nu neapărat, nu, dar că e Vine mai bine să domnul n-arătăm Oleg. copiii. Domnul Oleg, Da. uitați-vă care e cea mai mare durere pentru o mamă care eu a născut atâția copii, e cea mai mare durere. Amui în sărbătorile astea de Crăciun, vine băițelul, amândoi băiței vin de la școală, Ionic și cu Coliță, vine de la școală, îmi spune, mamă, uite la oamenii ăștia mai bogați, lor li se revin cadouri, dar noi că suntem, când avem mai nișcuși să ne încălțăm, noi nu ni se vin cadouri, au venit niște cadouri din Germania, nu știu de unde au mai venit niște cadouri, și lor nu le-au dat ele, dar le-au dat la cei care au, care sunt mai bogați. Și aici noi de parte, curat, aici e pește o casă de mine. Sunt doi copii de gemi și aici li s-au dat cadouri. Dar e la copiii mei nu i s-au dat cadouri. Vă înțelegeți? Cu și durieri, cu și lacrimi, nu copilul meu în față. Îmi închipui. Dar haideți să vorbim întâi despre... De la început să începem. Ați trăit cu soțul până mai ieri. Înțeleg, mai ieri v-ați decis să divorțați de el, că nu vă ajută, că violență domestică. Da, aveți 5 copii împreună. De ce de un an nu vă mai dă primăria ajutoare sociale? Mai în scurt, el a fost dus psihotare. Și ei considerau după că ce el au are revit, venituri... după, în Și ei prima considerau vară, că el în are prima... venituri mari, da? Nu, în prima vară el a venit de psihotare. Și mie m-a pus mă să disc... Dar el a venit undeva pe luna februarie sau... E că nu pot să-mi aduc aminte chiar momentele astea când am venit el. Și eu m-am dus și mai dat, am prelungit cererea. După ce am prelungit eu cererea, ei îmi spun că dacă soțul de la venit, de când a intrat în țară, de la vamă acolo, iau legături cu vama. De când s-a registrat că el a intrat în vamă, zi și zile, el trebuie să stai în sat și pe urmă el trebuie să iasă din sat, din raion, din Moldova. Și să faci cererea să prelungești. El n-are drept să adă, mai mult de 10 zile el n-are drept să adă. Ca cererea noastră se prelungează. El a stat mai mult, Cererea de s-a oprit ajutor, acasă cu tătul. cererea de ajutor De ajutor social. social. Am înțeles. Da, da, de ajutor social. El s-a oprit acasă cu tătul. Nu, a venit acasă și-a rupt o foaie din pașaportul Zagran, biometru, nu știu cum se mai numește. A rupt o foaie și el a zis că el nu se mai duce la lucru. El s-a săturat. Stai prin străinătate. Asta a fost problema. A fost așa. Fetița de-a mea era născută, la noi s-au apărut probleme. Fetița a fost ieșit hemagiomul și după cap, și la față, și mai multe probleme au apărut la fetiță. De sănătate, după da. prima operație, Probleme după de prima sănătate. operație, da, după operație a început fetița și a făcut pneumonie. Și a făcut la inimă, au avut probleme cu inima, au avut două borți la inimă. Am făcut operații, am avut nevoie de o sumă extraordinară de bani. Noi am făcut tot ce ne-a stat nouă în puteri. Dar și... știi, copiii nu au poliță de asigurare, nu le fac operațiile gratuit. Domnul Oleg, dacă vreți să mă înțelegeți, noi ne-am dus la doamna Eva Gudumac. Dar ei ce la era? Doamna... Ce era? Doamna... Șeful de spital atunci sau ministră? Ce era? Ei au fost pe timpul comunistilor ministra sănătății. Nu, e chiar și acum, e face operațiile de hemagiomă, e chiar acum, la momentul de față, e face operații și e eliberează, e șef, e mai scurt, academiciană. La centru mamei și copilului. La centru mamei și copilului. Noi ne-am adresat la dânsă și ne-am spus, doamna Eva, vreți să mă credeți dacă avem 200 de lei la mine? 200 de lei, eu îndrăiești 200 de lei, trebuie să mă întrețin eu 3 zile, 4, să mănânc și eu, să cumpăr scuci la fetiță și colonistogen și mi-ai trebuie din 200 de lei. Eu m-am pornit de acasă că eu nu vreau copilul meu să treacă astea. Și eu m-am dus situația, în la dânsa, da. Eu m-am dus în la dânsa cu plângere. Zic, doamna Eva, pe mine mă impune să plătesc cardiograma, analiza de sânge și analiza de urină, toate analizele trebuie să le plătesc. Cred că avem îndreptare la noi din sat. De la medicul de familie, domnul Țăbărnac. Eu am plătit toate astea că nu m-am uitat că îmi trebuie sănătatea fetei, n-am avut cu cine să mă sporesc, acolo n-am vrut eu să revolt toate problemele astea când avem cu cine.
Am plătit, m-am împrumutat, am sunat pe la oameni care cu suflet mare și m-am împrumutat cu bani și am plătit toate necesitățile care trebuie în spital. Eu le-am plătit alea, după ce m-am eliberat eu din spital, au apărut alte probleme mai serioase. Dar înțeleg că ați plătit și Fata au făcut. operația acolo, Evei Gudumac. Nu, noi ne-am adresat la doamna Eva Godumac și i-am spus numai că atâta. Doamna Eva, pe noi ne pune să plătim cardiograma, analizele de sânge. Dumnezeu, ei așa și ne-au spus. O zis că eu lucrez în Institutul Medical și nimeni tot nu s-a făcut operație. Și eu tot am plătit. Așa că și-ți buni și plătiți și voi. Atât. Dar operația ați N-am avut făcut? un cuvânt. Un cuvânt n-am avut să spun la altcineva. Gata. Ne-au pus-o în față, eu am tăcut. Am venit cu lacrimi, cu dureri, cum am putut, am venit acasă cu fetița operată, de unde am împrumutat și am făcut, eu am făcut tot ce e pentru copilul meu. Aici stai copilul meu, e viitorul meu. Da, ați plătit și pentru operația pe care a făcut-o Eva Gudumac. Nu. Nu. Pe noi atunci, în momentul acela, nu ne-a operat nici Eva Gudumac, Da, păi că spuneți că era ei de vă era operați, trebuie poate. să... Da, noi ne-am dus la dânsa, dar pe noi ne-a operat domnul Octavian Lesnic. Și domnul Un Octavian, coleg de-al ei. un coleg de-a ei, dar nu ne-a luat bani. În domeniu că au făcut operație la anesteziolog, n-am plătit la operație, la momentul acela n-am plătit. Pentru că de atâta că ei trebuie să ducă doamna Eva să dă niște examene cu persoanele care învață în domeniul de medicină. Deci el e un Da, începător, probabil un domnul medic mai Octavian nu ne-a tânăr. luat. Un medic mai tânăr și i-a dat lui să experimenteze, probabil. Dar dacă făcea ea operația, v-ar fi cerut bani, da? Nu, după cum am înțeles noi, că la mine prima fetiță, asta tot a fost operată de dânsa, de 7 ori tot a fost. Valentina tot a avut hemangiomă la mână și a avut tare mare, cu putea să rămâi fetița fără de mână, dar n-am plătit la dânsa, că noi când ne ducem și îi propunem bani, ei n-au luat. N-au luat bani, categoric n-au luat bani. Dacă te duceai cu flori să o mulțumești, o primi. Și cu atâta. O floare de vazon sau ei iubești tare mult florile de vazon. Dacă o mulțumim cu o floare, e primi. Ne-am Dar cu lămurit. atâta. Dar cu Ia ca... situația asta ne-am lămurit. Ați plătit numai pentru cardiogramă, Numai... analize și tot așa. Da, V-ați aici împrumutat, v-ați trebuie lămurit, v-ați plătite. întors cu copilul acasă. De ce primăria de un an nu vă mai dă ajutoare sociale? De când a venit soțul de psihotare, el a fost la Peter dus, de când a venit el de la Peter venit de psihotare, nouă ne-a spus ne, scrieți și venit aveți. Așa. Eu nu știu și venit, eu trimite 3.000 de rubli câte ori de la Când era socotiți. psihotare, dar acum acasă, Da. îl punea să duc să înregistreze la Bursa Muncii ca șomer, da? Da. Și Și nu. când a ajuns în primăvară, o lună de zile a durat acolo, și când s-a dus la primăvara ca astea, gata, tu duci și scată de lucru. Eu am chicat cu copiii în stan, el stătea acasă cu copiii eșlanți și el la bușa muncii nu a putut să ducă. Eu cu copilul în stan, el la muncă nu a putut să ducă. Asta a fost motivul. Ei spun că așa Mai prevede departe. legea, am înțeles. Mai departe. Care a fost? La noi a fost un conflict în familie. Lui i-a dat ceasuri nemunerate să le facă. Și când ai... L-o pedepsit să L-a lucreze în pedepsit. folos Da. societății fără Da. remunerare. La primărie, probabil. Da. Și el a ales 4 ceasuri de muncă până de amiază. După amiază vine acasă și nu puteți ducă la nimeni la lucru. Nu-i lua nimeni la lucru. Iar nici un venit n-avem în familie. Eu copil mic la casă, el vine acasă, iar nimic în familie. 0 lei. Gândiți-vă și asta. De la primărie mă duc și eu acum și era asistent socială, iar îmi spune, până și nu, ori să iasă el din sat, ori să iasă el cum, ori să depun divorțul în cerere. Dar pe eu de ghea a sa azi am dat la divorț.
Nici 2 luni de zile pe minima cu asta, cum trebuie să treacă perioada asta ca eu să dau la divorț. Da, Două luni de zile. Vă dă statul un timp de gândire ca să vă răzgândiți de divorțat. Și în timp, nu, și în da. timpul ăsta tot n-aveți ajutoare de la primărie. Ați Și încercat să vorbiți cu primarul. N-avem niciun leu, n-am niciun leu. În plus la asta, una pe mine, și mă doare pe mine tare mult în suflet, copiii să aibă și să-i hrănesc, să am și plăti servicii comunale, că să nu șadă cu un pomponeț, dacă sunteți de la Moldova și înțelegi să am pomponeț cu astea. Lampă cu gaz, nu? Sau candelă, cum îi zice? Nu cu candelă, cu oloi, cum trăiau pe vremea lui epoca. Când aveți, nu vreau asta, când și aveți ce copiii plăti asta curentul scrie electric. și vederile, curentul electric. Dacă eu nu primesc asistent socială, mine stai și gaz, și lumină, și tot. Eu ajung într-o fundătură extraordinară. Și Eu nu... ați încercat să vorbiți cu primarul, ce v-a zis? Am vorbit cu primarul dumneavoastră, ați auzit. Noi am vorbit cu primarul. Primarul a zis că noi că să venim cu forță așa să-l luăm pe dânsul din ograd așa și să-l alungăm, noi nu avem dreptul. Noi călcăm drepturile. Asta e drept. Să le impunem, să dar, ne impunem cu, să dar le stați la impunem cu gazdă deasă sau, lasă. la gazdă sau e Nu. casa construită împreună? Nu, domnul Oleg. Eu eram îngreunat cu Denisa, care fetița are 1 an și 3 luni. Cea mai mică. Noi eram la o gazdă. Și a venit stăpânul căs, dar când ne-am mutat în casa asta, stăpânul căs ne-a spus cât vreți să trăiți, că nimeni nu va alungă de aici. Ești niște bactiști. Noi ne-am acomodat așa, zic, ei sunt oameni cu suflet mare, ne-am acomodat în ei, știi, ne-am, cum să spun, te răslăghit. Am în casa asta, când ne-am mutat în ei, și era o dezordine extraordinară, n-aveți idei. Eu eram îngreunată cu Gheorghiță. Soțul a plecat, iară peste hotare, să fac pentru un chil de orez, pentru și până acolo la urmă ce s-a și mai întâmplat? trebuie. Au venit proprietarii și au început să vă ceară taxe de chirie sau vă O dau afară? Trecut o jumătate de an și vine proprietarul casă și ne spune ori cumpărați casa, ori ieșiți din casă. Iar asta au fost, deodată ne de înțeles, eu pe în septembrie am întuit reparația, octombrie, noiembrie, în ianuarie, eu am născut băiețelul. În ianuarie am născut băiețelul și când a născut eu băiețelul, el vine, a venit acolo astea, ne asta spune. Era cu ani în urmă, nu? Nu cu an, cu un an. Cu Asta ani, a cu fost... mulți ani în urmă. Nu! Cu 2 ani în urmă a fost așa. Asta. Bun, și acum în ce condiții sunteți? Îi plătesc chirie sau ați început să plătiți nu, casa, s-o cumpărat? Nu, ascultați, domnul Oleg, ascultați. Eu vă spun de la început ca dumneavoastră să înțelegeți de unde vine firul. Da, dar puteți spuneți pe scurt, nu? Că el vine să uite. Eu? Spuneți mai bine ce eu decis. Vă vinde sau vă închiriez? Amun mi spune, dacă o cumpărați, noi vă vindem. Bun. Eu i-am spus, bun, eu o cumpăr. I-am spus că o cumpăr. Soțul din ianuarie a plecat la Rusia să o cumpere. În timpul ăsta, el a venit de pe 24 decembrie și a plecat pe 4 ianuarie de acasă. A stat un timp scurt acasă. În timpul ăsta, eu am rămas îngreunat cu Denisa, care ea are 1 an și 3 luni. Eu îi dau alțun și îi dau diversii. Ion, eu sunt îngreunată, așteptăm un copil. Unii cresc ca ești, aș cresc și a Island. Atât ai mi-am spus. Am eu îl sun pe dânsul. Vine stăpânul casă și îmi spune. Noi, voi în mai trebuie să-mi dați bani. Nu-mi dați bani în mai, să știți că eu vând casa lui alții. Avem o vacă, avem 4 copii, îngreunat cu așa și unde trebuie eu să mă duc. Nu știu cum sunteți parte masculină, nu știu cum puteți să înțelegeți chestiile astea. Înțeleg, și-o venit eu soțul ca cu mamă, banii, ați cumpărat casa până în mai și... Eu ca mamă, eu ca tată, răspundem de tăți copiii să nu opărească, să nu sfrigă, să nu se... Trebuie să mă șed cu ochii în șase. Să mă uit și tot normal.
luna mai. Băietul ne-a chicat în stal. Băietul al doilea ne-a chicat. Ionuț, care amu e clasa întâi, ne-a chicat în stal. Mă sună stăpânul că și-i spun, dar mama mea să te de copii acasă. Și îmi spun mie, vin acasă că eu vă scot din casă, că mie îmi trebuie bani, ori îmi dați bani, ori astea. Eu venind acasă, îmi iau copilul, mițel, pe Gheorghiță, care el e mițel, că avea, atunci, pe atunci avea un anișor și niște câteva luni, îmi iau eu și, da, am intrat la domnul Dodon. Domnul Dodon îmi cumpără casă. Vine, îmi împlinește și cere atât frumos, în 2 luni de zile, domnul Dodon îmi dă bani pe casă. Domnul Dodon îmi cumpără casa asta, care eu acum locuiesc. Îmi dă bani, asta cu juristul ne-a dus, ne-a dat, ne-a făcut la notariat toate documentele, toate legate, chiar acum sunt la mine. Dar nu i-o cumpărat din banii lui sau din bani publici, ci probabil din banii fundației lui nevastă-sa, nu? Nu chiar, eu am scris lui domnul Dodon De și eu acord. zic la binefacerea din suflet este, da, o venit doamna și Am eu înțeles. cum, o venit doamna, este Fundația și fondația de dumneata, deci binefaceri, eu pot dumneata să vă acum sau expediez? soțul sunteți proprietarul casei sau amândoi, familia, sunteți Nu, proprietari. nu. În casa asta, când soțul nu. Soțul a venit acasă după ce avea fetița de amă 2 luni de zile. Am înțeles. Deci nu sunteți proprietară. Da. Clar. Eu și copiii. Clar. Să vedem ce o să decidă instanța de judecată, cum o să vă despartă. Dar nu știu de ce nu vrea să vă ajute primărie. Ei spun că nu le permite legea să vă ajute cât timp sunteți împreună și soțul nu lucrează. Sau nu vrea să se înregistreze ca șomer. Da, asta e drept. Asta e drept și e ca ta asta pe mine tare mult mă frământă. Tare pe mine mult mă doare domnul Oleg, pentru că aici nu stau eu. Nu stau eu, dar pur și simplu cinci guriți, Cel cinci mai mare e clasa suflete. 1-a și E cea atâta. mai mică are 1 an, da? Cel mai mare e clasa 4-a și cel mai mic are 1 an și 3 luni. Am înțeles. Stăți așa ca o scăriță. Și pe mine tare mult mă doare sufletul pentru de atâta că eu mă învinovățesc pe mine. Uneori chiar, mă scuzați că vă spun aceste vorbe, că eu uneori le spun la copii, vreodată, îmi pare că îmi fac așa, îmi fac o impresie că voi să rămâneți fără de mine. Dar asta e o greșeală în fața mea, în fața lor, pentru că eu le-am dat viață, înseamnă că trebuie și eu puternic să le duc până la urmă, dar puterile mele zi de zi îmi fac impresie că scad, eu nu mai am puteri. Eu nu știu unde să mai bat la ușă, domnul Obrega. Eu nu știu unde să mă adresez. M-am adresat la doamna Tatiana. Vin persoane de la sute de kilometri. Este o persoană când eu am stat cu ea în stal cu băiețelul ei și vine și mi-aduce mâncare. Când trebuie să vii soțul să ne aducă o gățică de mâncare, am venit ieși și mi-aduce o lingură de mâncare, că eu ședem în stal cu copiii de pleumonie. Dar spuneți că soțul era cu ceilalți copii acasă, nu? Nu, da. Bun, dacă vrea cineva dintre spectatorii noștri să vă ajute, să le dau numele dumneavoastră de pe Facebook sau îmi dați numărul de telefon ca să-l afișăm și să vă contacteze pentru eventual ajutor. Bun, aș face o mare plăcere. Aș face o mare plăcere în domnul Brega, pentru că, într-adevăr, că e foarte dureros. Nu vreau să sunt copiii mei și am simțit eu în copilărie. Violență, că am ajuns că lucram, eram o eram bunica mea, părinții mei trăiau la bunica mea în casă. Și bunica mea era paralizată de o parte, partea dreaptă. Și eu, după ce a murit bunica mea, n-am mai avut milă. Bunica mea întreținea din pensie ei. Am dus o viață foarte grea. De la părinți, de mititică. Când am ajuns de-am majoratul, mi-a zis de-am ieși mare, n-ați o bancă de chișleac și o căță de pâine și era 15 lei ziua. Vă spun sincer, am dus-mă și mi-am grămădit bani și m-am dus și m-am îmbrăcat, că trebuie, eram fată mare, eram clasa 8-a, vreau să am și eu ca fetele frumos îmbrăcată, dar părinții mei nu erau în stare să mă îmbrace. Pe urmă,
O venit clasa nouă, toamna, a ieșit din clasă, din școală, de aici, de la noi, din sat, din satul Tanmaza. Pe urmă vroiam să mă duc undeva să învăț. M-am dus, mă, și îmblam la hrean, la hrean, dacă vă știți ce e hrean. La grădină, l-a scos hreanu sau l-a pus hrean sau l-a prășit hreanu. La hrean, la hrean, chiar scos hrean. Scos, Și da. era 3 lei, era 1 lei și 50, 3 lei. Cel mai scump era 3 lei care mi-ai mușcat. Era 3 lei, dar care era mai măruțel, 1 leu și 50. Și făceam câte 100 de chili pe zi. Și m-am dus și mi-am cumpărat și eu o scurtă, o pereche de pantofi, un pereche de blugi, pe atunci era pe așa pe pleoșați. Prin 2099 erau ceva, o fetiță îmblă așa. Vroiam și eu să mă duc să învăț, măcar cât de cât, că n-am învățat prost în școală. Vroiam și eu să învăț și era, știu și eu, modestă. Și am fost la o școală profesională și am învățat de bucătar. Păi ce mă tată, nu n-am văzut nimic în viața mea. Poate după Au ce fost cresc copiii mai mari, o o să mai copilărie, călătoriți și o am să o mai viveți copilărie lângă. foarte urâtă. Am o copilărie foarte urâtă și am o viață tare tristă. Vă rog frumos, notați numărul meu și că persoanele care cu suflet mare și cu durieri în suflet, care îți gândesc la copiii mei, care de la începând de la clasa a patra și mântuind, care are 1 an și 3 luni și vor să facă un cadou, am chiar acum de anul nou și vor să ne ajute, vă dau numărul de telefon 069 068 99 34 94 7-8, ăsta e Molcel, parcă, nu? 068, Ai dai, 6-8, e la nu, Orange. 06 068 Bun. 99 34 94. Am înțeles. Care oameni cu suflet mare și care pot să facă o beneficență din sufletul dureros care își gândesc într-adevăr o mamă singură cu 5 copii să luptă pentru 5 copii, poate dacă, nu știu, sperăm cineva să ne bată măcar acum de sărbători la ușă, că în anii ăștia nimeni nu ne mai bătut la ușă. Vă spun sincer, cu mâna la inimă și cu gândul la Dumnezeu, că nimeni nu ne-a mai făcut bucurie în familia noastră să ne aducă vreun dar la copiii mei. Eu sper să vă lămuriți cu soțul, eventual să vă împăcați, să meargă la bursa muncii, să se înregistreze ca Nu. șomer sau să-și găsească de lucru și să obțineți Nu, și domnul ajutorul Brega. social Domnul sau nu Brega, știu. sperăm nu că asta. Sunt ani în șir când am văzut multe. Am văzut multe și bătăi, am văzut și multe chinuri și astea. Fiecare am hotărât eu așa de una singură. Fiecare îți dă și pe drumul lui. Unul la stânga, altul la dreapta. Eu rămân cu copiii și mama și tată. Și cu ce să vrei, cu ce atât să mă ajute. Cu ce n-am să vrei, cu atâta n-am să mă ajute. Eu n-am să dau mâinile jos pentru copii. Eu vreau să mă duc capul înainte și când urz. Dacă știți că este un cântec, 5 copii în grija mamei. Ia că eu vreau și eu, nu că vreau și eu asta. Eu aș fi și eu bucuroasă și fericită dacă aș avea un soț lângă mine adecvat. Dar dacă așa s-a primit, așa s-a primit. Cred că așa ne-a fost soarta. Am înțeles, mulțumesc pentru apel și pentru încredere. Ținem legătura, sper să auzim și de bine. Bine, vă mulțumesc, vă doresc o seară bună și sănătate la familia dumneavoastră și la părinții dumneavoastră că v-au adus așa o persoană.